Bună dimineața, vă spun, sunt Claudiu Cazacu și mă bucur să ne reauzim astăzi la webinarul nostru săptămânal Market Briefing. Ne vom concentra ca de obicei pe evenimentele cele mai importante și pe instrumentele cele mai intens tranzacționate. Sugestiile noastre sunt binevenite, la fel ca și întrebările, opiniile, sugestiile și completările. Avem în față un instrument ultra cunoscut, EURUSD. Ce s-a întâmplat însă în această dimineață, cel puțin din punct de vedere al acțiunii de piață, este destul de interesant. Vedem, în sfârșit, o ieșire dintr-o perioadă lungă de amorțeală, care, de fapt, a însemnat finalul săptămânii trecute și începutul acestei săptămâni. Ieri, spre exemplu, piețele au trebuit să se mulțumească cu interpretarea unor declarații și răspunsuri la anumite articole de presă, fără a avea prea multe date macroeconomice. Această săptămână, cel puțin pentru sfera datelor macroeconomice, nu este extrem de bogată. Avem abia joi din zona euro mai mulți indici în sectorul de servicii și cel de producție pentru Franța, Germania și întreaga zonă euro. Dar în afară de aceste elemente și poate de câteva date din piața muncii din Statele Unite, cererile de ajutoare de șomaj joi și vânzările de case noi, tot joi, dar la ora 5, tabloul este destul de liniștit. Asta nu înseamnă că piețele trebuie să fie de asemenea imobile. Vedem un raliu al euro care este susținut de un apetit pentru risc în general, foarte bine conturat. Putem vedea această mișcare și, de exemplu, în piețele de capital, unde ne îndreptăm către, cel puțin pentru indicele Dow Jones, către maximele acestui an. Putem vedea o reacție pozitivă și pe lira sterlină, care iarăși presează în momentul de față un nivel tehnic foarte important. Ce determină atitudinea curentă și care sunt elementele majore ale săptămânii trecute? Aș începe cu Europa, urmând să facem câteva mențiuni legate de China ulterior. În Europa, chestiunea ce ține de Grecia, care fără o tranșă suplimentară din partea troicăi, din partea tripletei UE, FMI și Banca Centrală Europeană nu are cum să-și onoreze toate obligațiile. Grecia este o chestiune pe care speculatorii urmăresc cu atenție și în privința Greciei semnalele oferite au fost destul de constructive, fiindcă dacă în săptămânile anterioare predominau rezervele și oficialilor privind încadrarea Greciei în programul curent și completate de ideea că dacă nu vor fi întrunite toate condițiile, banii nu vor mai curge, deci grecii se pot descurca și pe cont propriu, cam acesta era mesajul. Ei bine, recent indiciile au fost într-un mod mult mai blând, mult mai împăciuitor, în ideea în care s-au făcut niște progrese importante și până la urmă, nerealizarea unor ținte poate să aibă de-a face cu o economie mult mai slabă și nu neapărat cu o lipsă de voință politică. Adevărul este că în Grecia, cel puțin declarativ, există o voință politică destul de importantă pentru a satisface cerințele Europei. Rămâne de văzut dacă în timp aceste performanțe vor putea fi suficiente. În opinia noastră, va fi nevoie de cel puțin încă o extindere a unor termene sau de o nouă tăiere a datoriei suverane a Greciei. Până atunci însă, în opinia pe care am mai reluat-o, probabil că este mult prea periculos ca înainte să existe un mecanism eficient de protecție împotriva contagiunii către Italia și Spania, să avem, deci până la existența un asemenea fortărețe, să avem o soluție brutală în privința Greciei, fiindcă riscurile sunt mult prea mari. Deci, ceea ce se încearcă acum este, până la urmă,
crearea unei asemenea bariere. Și opțiunile au fost discutate intens în ultima perioadă, dar mai ales un articol publicat în acest weekend a stârnit mare agitație în piață. Bun, avem niște întrebări legate de Grecia. Haideți să vedem. Grecia a solicitat deja o prelungire cu 2 ani. Ce impact va avea această prelungire? Și Germania a spus nu. Bun. Exact ceea ce este logic pe această temă. Există mai multe întruniri în cursul acestei săptămâni. Și spuneam că orizontul macro, cel puțin pe Europa, nu este foarte, foarte bogat, cu excepția zilei de joi. În Statele Unite avem câteva repere. O parte deja l-am menționat, o parte le vom discuta în legătură cu politica monetară. Dar în cealaltă temă majoră, în cealaltă ordine care contează pentru piețe, avem o serie de evenimente, și anume întâlniri între oficiali greci și oficiali europeni. De exemplu, cancelarul german Angela Merkel va vizita, se va întâlni la Berlin cu Franța Hollande pe 23 august și cu o zi mai devreme, deci mâine, se va întâlni cu premierul grec Antonis Samaras. De asemenea, tot mâine și șeful Eurogrupului, Jean-Claude Juncker, va avea o întâlnire cu oficiali greci. Vom avea de asemenea și o întâlnire între Hollande și reprezentanții Atenei. Deci vor fi câteva zile foarte pline în care se vor discuta, probabil, se vor tranșa deciziile ce urmează a fi luate. În opinia noastră, probabil că anumite concesii din partea Europei vor fi făcute, sau măcar o poartă deschisă pentru a fi făcute aceste concesii în ultima clipă va fi lăsată. Fiindcă, spuneam, este mult prea periculos acum să se constate că Grecia nu este salvabilă. În săptămânile următoare să vom discuta foarte mult probabil pe această temă, fiindcă avem nu doar o tranșă pe care Grecia trebuie să o plătească înapoi către Banca Centrală Europeană, care este aproape asigurată, dar e vorba de succesul programului pe termen mai lung. Economia greacă a cunoscut al cincilea an de recesiune, cu o scădere de peste 6%. Rata șomajului este aproape de 23%. Și, în general, starea de spirit a cetățenilor greci este extrem de proastă, ceea ce pune, evident, presiune pe economie. Și, într-un asemenea tablou, anumite concesii vor trebui făcute. Piețele vor sta, evident, cu sufletul la gură, dar Grecia este, în momentul de față, personajul secundar, putem spune, chiar cu o anumită îndrăzneală, putem spune că mai important este ceea ce se întâmplă în situația dobânzilor ridicate pe care le plătește Spania. Dar revenind la Grecia, aceste zile probabil vor crea oportunități de volatilitate. Este posibil ca primul răspuns să fie unul neconvingător pentru piețe și să avem motivație pentru ca unii vânzători să-și marcheze profituri. Dar, în opinia noastră, este încă predominant un sentiment favorabil riscului, care ar putea susține piețele pentru încă o vreme. Nu suntem foarte departe de un moment în care vom putea înregistra corecții mult mai puternice. Spuneam că cea mai preocupantă temă este cea legată de Spania. Aici am văzut dobânzi care au continuat să scadă, apropiindu-se de nivelul de 6%. Suntem încă la 30 de puncte de bază, deci undeva pe la 6,30-6,28, cu dobânzile pe 10 ani. Un articol a răvășit mai ales pozițiile vânzătorilor pe
pe piețele de capital și pe euro, un articol publicat în weekend de către Der Spiegel, care susținea că se discută în Banca Centrală Europeană limitarea dobânzilor pentru unele state din Europa. Această plafonare a lor ar putea fi transpusă într-o acțiune de cumpărări nelimitate de obligațiuni de stat, de titluri de stat, de către Banca Centrală, pentru a limita dobânzile și astfel a permite ca statele respective să se poată finanța eficient și sustenabil în timp. E un lucru extrem de important, fiindcă aici se concentrează criza europeană, în costurile de împrumut care fac ca în cele din urmă să existe și un efect direct și un efect indirect, efectul direct fiindcă deja un stat care are dificultăți în a se finanța poate fi adus pe marginea prăpastiei de costuri mult mai mari de împrumut. În al doilea rând, un efect de semnalizare către toate celelalte piețe, dobânzile cresc, deci aici există pericole, așa că mai bine să ne retragem noi capitalurile, să le punem la adăpost în alte regiuni. Și astfel, chestiunea dobânzilor pe piețele suverane este o chestiune extrem de importantă. Iar aparentul plan al BCE-ului a fost, evident, salutat foarte bine de către piețe. Și așa, exista o înclinare către optimism încă din a doua jumătate a săptămânii trecute, când cancelarul german Angela Merkel s-a arătat de partea planului BCE pentru achiziționarea de titluri suverane. Și asta a fost ceea ce a fost publicat mai departe și transmis în mod esențial, deși cancelarul german Merkel a spus că acest lucru se poate petrece în urma unor condiții, respectării unor condiții. Până la urmă, germanii sunt de acord să pună mai mult capital pe masă, dar în condiții în care primesc ceva în schimb, și anume promisiuni de disciplină fiscală în viitor și, de ce nu, o mai mare putere a autorităților centrale europene asupra celorlalte state. Acest articol a generat însă reacții în ședința de luni, reacții care au permis la un moment dat corecții negative. În primul rând, Bundesbank, dar aici era previzibil, Bundesbank care a vorbit despre riscurile unui asemenea program, dar apoi, mult mai important, un oficial, reprezentantul Bancii Centrale Europene, care a spus că este greșit să se facă aceste presupuneri când, de fapt, nu există încă o decizie în acest sens în cadrul Băncii Europene. Deci, până la urmă, s-a turnat apă rece peste acest optimism, care nu a putut împiedica o reaprindere a atitudinii favorabile în ședința de astăzi. Și ajungem și la o altă chestiune pe care vreau să o discutăm, anume cea legată de China. Aici, o bună parte din susținere pe care au avut-o piețele, ține și de așteptările ca în China să avem o relaxare suplimentară a politicii monetare sau o altă formă de sprijin pentru economie. Premierul Wen a făcut declarații în acest sens chiar săptămâna trecută, joi, vorbind de posibilitatea de spațiu de manevră care există în continuare pentru a sprijini economia. Economia Chinei este în încetinire, ceea ce se consideră deocamdată a fi un soft landing, o aterizare lină, dar care, în opinia noastră, prezintă riscuri majore de aterizare severă. Și în această logică, Banca Centrală a Chinei a injectat recent lichiditate suplimentară prin operațiuni de piață, ceea ce a fost salutat de către investitori, după cum am văzut în piețele de capital, în mai multe piețe valutare și în piețele de mărfuri și de metale prețioase de asemenea. China este un motiv de bucurie în momentul de față, dar la fel de bine se poate transforma
într-o nouă sursă de îngrijorare în viitor. Deocamdată vedem o tentativă de a merge către jumătatea acestui canal de trend ascendent, care rămâne ca o referință vizuală, dar vedem destul de greu a fost pus la încercare de către acțiunea piețelor. Ceea ce contează în sfera macro este săptămâna aceasta rezultatul discuțiilor multilaterale între Germania și Franța, între aceste două state și Grecia, între Uniunea Europeană și Grecia. Și, de asemenea, ședința de joi cu date importante privind direcția economiei europene. Ne așteptăm ca ele să fie, să susțină în continuare ipoteza unei economii europene mult mai fragile decât cea americană. Am văzut, de altfel, și datele de la finalul săptămânii trecute, care arătau că încrederea consumatorilor americani este la nivel destul de înalte, iar indicele predictiv al direcției economiei a fost arătat o creștere de 0,4% față de 0,2% așteptată, deci dublă. În plus, anumite semne de revenire apar și în piața imobiliară, unde autorizațiile de construcție au atins cel mai bun nivel din ultimii 4 ani. Cu toate acestea, nu vedem euro se descăzând și poate părea ciudat, dar în fapt, acest lucru ține de așteptările ca, deși economia dă semne relative de îmbunătățire, Fed-ul să continue programul său de injectare de lichidități și astfel să avem o susținere a apetitului pentru risc. Deci, revenind, Europa ar putea joi să aibă un moment de analiză, un moment de introspecție și să vedem în cazul în care cifrele nu sunt foarte entuziasmante și e ceea ce considerăm a fi mai probabil, să existe un mic moment de volatilitate. În rest, Statele Unite oferă o săptămână ceva mai interesantă. Avem mâine la ora 5 vânzările de case deja construite și detaliile ultimei ședințe de politică monetară a Fed, probabil cele mai interesante raportări ale săptămânii, în care vom avea o deschidere către cât de probabilă este injecția de lichiditate. Probabil că aceasta a fost măcar tangențial luată în discuție și atunci am avea un moment optimist în ședința de miercuri la ora 9. Dacă nu, există iarăși un potențial moment de corecție. De asemenea, joi la 3 și jumătate cererile de ajutoare de șomaj și la ora 5 vânzările de case noi și vineri la 11 și jumătate, îmi cer scuze, la 3 și jumătate, comenzile de bunuri de folosință îndelungată. Bun, avem o întrebare foarte bună legată de indicii din piețele de capital. Ajungem imediat și comentăm aceste observații foarte, foarte la obiect. Spun eu, e foarte bună precizarea dumneavoastră. Ajungem la indicii de acțiuni imediat. Urmăm logica EURUSD, GBPUSD și trecem apoi la un indice fie al pieței germane, fie al pieței americane. Sau dacă aveți propuneri pentru alți indici, putem să analizăm pe oricare dintre cei aflați în platformă. 24-13 este un nivel de rezistență în momentul de față. Piețele însă par a îl putea depăși. După părerea noastră, 24-41 ar fi următorul palier țintit. Dincolo de acesta, lucrurile devin un pic mai ezitante. Eu aș renunța la acest 24-98 și cred că ne-am putea focaliza atenția pe alte repere. Raportat la ultimul segment descendent, am avut
o depășire a retragerii de 41,4 și ne mișcăm undeva către zona de retragere de 50%. Pe această logică avem două niveluri importante. În primul rând, în zona de 50% avem și jumătatea canalului de trend ascendent. După acesta, undeva în zona superioară, este 25-57. Retragerea de 69 poate să fie un palier important și dificil de depășit. După care intervine gap-ul precedent, ceea ce ar crea un nou nivel de rezistență la 1,2764. Dar haideți să vedem lucrurile mai larg. Suntem, într-adevăr, într-un canal de trend ascendent, suntem într-o tendință pozitivă, dar tot aceasta deocamdată are un aspect corectiv. Văd că o parte din liniile plasate de mine anterior s-au cam reajustat. Haideți să le facem mai ceva mai precise. Bun. Deci rămânem în interiorul unui canal de trend descendent pe termen mai lung și asta ne face în continuare reticenți, nu neapărat la acțiunea imediată, ci reticenți la potențialul de susținere al mișcării ascendente a EURUSD în timp. Probabil că logica curentă, susținută de așteptări, dar așteptări destul de care au, să spunem, un parfum de credibilitate, logica curentă pozitivă ar putea continua o vreme. Am vorbit de 25-57, de acoperirea acestui gap către 27-64. Bine, și în această regiune tot am fi pe un termen de câteva luni bune, tot am fi într-o logică descendentă. Rămâne să luăm în calcul și alt gen de elemente. Iată, 25-57 este și retragerea de 23,6 pe toată mișcarea descendentă și următorul nivel, cel situat la 38,2, este la 28,90. Ce mai trebuie să completăm aici pe acest grafic? E bine, ne uităm la ce a însemnat corecția anterioară. Așa. Bun, și observăm că din acest punct de vedere, chiar dacă față de tot acest impuls descendent, e clar că am rupt logica descendentă. Ei bine, pentru a avea o mișcare cu adevărat convingătoare, ar trebui să mergem cu mult mai sus decât ne aflăm acum și într-o zonă foarte îndepărtată, dificil de vizualizat, undeva spre 31-54 sau dincolo de acesta, iată, în mod interesant, și un minim local anterior. Asta înseamnă că putem avea încredere pe termen scurt în ceea ce ne desenează principiile de bază ale analizei tehnice, o logică constructivă, dar să nu pierdem din vedere faptul că e nevoie de mult mai mult pentru a rupe mișcarea descendentă a EURUSD. Bun, revenind la un orizont de timp care poate fi aplicabil săptămânii acesteia, am considerat că odată cu depășirea lui 1,2441, e posibil să ne îndreptăm către 25-57. Acest nivel ar fi poate ușor mai dificil de depășit, chiar mai ales pe termen scurt, poate o ușoară revenire. Următorul nivel de 27-64 ar putea fi atins doar în cazul unor evenimente extrem de importante sau unor încurajări puternice, cum că Banca Centrală Europeană într-adevăr va interveni masiv pentru a calma piețele de datorie suverană. Altfel, pare mai probabil ca în zona 25-60 avem oarece corecții. O variantă secundară, planul B, ar fi o evoluție laterală între 22,40 și 24,41, cu o închidere sub 1,2240, semnalând potențialul de a merge spre 21,60 și apoi din nou către minimele ultimei perioade de la 1,2041. Din punctul nostru de vedere, ar fi mare nevoie ca știința de astăzi să se închidă net sub 1,24 pentru a avea din nou o șansă de evoluție laterală.
Lira sterlină urmează aceeași direcție constructivă, driverul principal fiind apetitul pentru risc și, deci, dolar, inclusiv transpunerea implicită a acestuia în dolarul american. În Marea Britanie am avut săptămâna trecută o anumită susținere pentru liră, în mod paradoxal chiar din partea guvernatorului Băncii Centrale, care vorbea de situația dificilă din Europa. O situație dificilă în Europa face ca, în termeni relativi, lucrurile să arate mai bine pentru Marea Britanie. Am avut și date de inflație net peste așteptări, marțea trecută, și care au susținut lira. Deocamdată, Banca Centrală pare a fi pe modul de așteptare, chiar dacă minutele ultimei ședințe au arătat că se discută sau unii dintre participanți s-ar fi gândit la noi aruncări de lire sterline în sistemul financiar. Acest lucru probabil că nu se va petrece imediat și este iarăși un factor favorabil pentru lira sterlină. Economia reală nu arată extraordinar. Creșterea vânzărilor cu amănuntul nu a fost generată de o febră a achizițiilor odată cu Olimpiada, ci mai mult vânzărilor de carburanți. Dar mișcarea pare deocamdată destul de bine instalată. O să avem săptămâna aceasta în Marea Britanie, astăzi la 11 și jumătate, deficitul sectorului public. Joi, la ora 1, un indice al vânzărilor în sectorul de retail și, cel mai important moment al săptămânii, vineri, la 11 și jumătate, valoarea revizuită a PIB-ului în primul trimestru. Se așteaptă ca acea valoare șocantă de 0,7% să fie downgradată, să existe o scădere de doar 0,5%, ceea ce ar fi o veste bună în condițiile actuale. Indicii date venite de atunci, de la prima evaluare a PIB-ului, au arătat că e mai probabilă o scădere mai puțin agresivă a economiei, de doar 0,5%. Piețele, în mod interesant, deși toată această structură tehnică era ezitantă la un moment dat și din punctul nostru de vedere sugera mai degrabă continuarea mișcării anterioare, bine, s-ar putea să nu mai fie cazul. Un moment declanșator ar fi închiderea peste 57-76, dar chiar și atunci observăm instalarea unei tendințe de creștere destul de bine conturate. E utilă marginea superioară a canalului de trend, fiindcă o străpungere a lui 57-76 ne-ar putea împinge către 58-40 în această regiune. Următorul reper important, care poate interveni, de ce nu chiar și pe un orizont de o săptămână, ar fi la 1,5906. Imaginea ar fi negativă dacă închidem sub linia de trend, deci sub 56,90, 57,05, în funcție de zilele sau de momentul de timp al acestei săptămâni. O închidere sub această valoare ne-ar putea propulsa ulterior în sens descendent către minimul local de la 56,34 și ulterior ar spune către 50. Haideți să vedem un alt mod de a stabili nivele de suport. 55,97 ar fi unul dintre ele. 55-51 ar fi al doilea. Probabil că acesta, fiind cea apropiat de 1,56, ar fi cel mai important. Dar, deocamdată, logica este constructivă și eu spun că, deși astăzi nu avem neapărat date foarte importante programate, bine, închiderea daily de astăzi poate să fie un moment relevant. O închidere daily peste acest palier va pune bazele unei mișcări de câteva zeci de pipi, cel puțin în sus. O respingere în această zonă ar fi un argument pentru ca vânzătorii să încerce în ședințele următoare străpungerea liniei de trend și să ofere iarăși potențial descendent important. Tendința sau balanța de riscuri înclină deocamdată pentru străpungerea
acestui nivel de la 57-77. Bun, piețele de capital, avem un grafic pe Dow Jones, dar putem să ne uităm și pe DAX și ajungem la o observație interesantă pe care vreau chiar să o lecturez. Cum se poate ca atâtea țări să aibă probleme majore și indicii să fie aproape de maxime? 3 săptămâni merg doar în sus, fără nicio corecție. Ben Bernanke nu le va da narcotice și e o părere că este o bulă speculativă ca și cea din 2007. Senzația noastră este că piețele sunt, într-adevăr, pe... au niște substanțe energizante și euforizante și că așa se explică această mișcare fără mare volatilitate, o mișcare în sens ascendent. Este o evoluție pe care am mai văzut-o în octombrie 2010, în noiembrie 2010. Am văzut-o și în 2009, dar atunci volatilitatea era ceva mai mare. În acele dăți, carburantul era de multe ori fie o ajustare după corecție anterioară foarte abruptă, cum fusese cea dintre vara lui 2007 și primăvara lui 2009, fie așteptările și, de fapt, în acea perioadă chiar injecție de lichiditate făcute de către Banca Centrală. De data aceasta, așteptările sunt cele care determină o asemenea evoluție și sunt așteptări care țin nu doar de Statele Unite, țin și de Europa. Este foarte important faptul că în Europa, așa numită opțiune nucleară nu a fost activată încă. Deci, există bănuieli destul de puternice cum că BCE va face acele achiziții de obligațiuni suverane pe care nu le va steriliza. Ce înseamnă asta? Până la urmă, bani noi în sistemul financiar. Ceea ce s-a încercat până acum prin linii de credit cu maturități foarte lungi sau achiziții de obligațiuni suverane, dar sterilizate, retrase din sistem pe de altă parte, s-ar putea să nu mai fie de actualitate și să avem deja direct o operațiune europeană de tip quantitative easing. Această variantă este tot mai probabilă și ea se reflectă în evaluarea indiciilor pieței de capital. Situația din economia reală, evident, nu este congruentă cu ceea ce vedem aici. Nu vedem această euforie. Cel puțin în Europa suntem departe de așa ceva. Iar în Statele Unite, unde lucrurile stau mai bine, totuși pare greu de justificat de ce se merge în această direcție. Și totuși, de multe ori, piețele au anticipat corect reacțiile instituțiilor financiare. Avem de-a face cu o atitudine foarte favorabilă riscului. Haideți să ne gândim doar la modul în care arată indicele volatilității. VIX-ul este în cădere liberă, iar aceste valori sunt în apropierea celor din 2007. Așa cum bine ați spus, senzația este de tipul anului 2007. Probabil că aceste condiții pun bazele, așa cum spuneam, al unui moment de reversare destul de periculos. Însă, poate fi și mai periculos să ne poziționăm anticipativ, considerând că deja s-a mers prea departe. Piețele pot să meargă mult mai departe decât ne putem imagina noi, de aceea trebuie să cumulăm mai multe indicii pentru a spune că această mișcare ar fi mers prea departe. Deocamdată, tehnic, va fi foarte important nivelul de maxim multianual și este, de fapt, vârful post-criză, este vârful post-2007, atins în aprilie 2012. 13.282 de puncte. Suntem la 17 puncte distanță. În mod normal, o depășire a acestui reper ar putea să ne împingă mai sus. În prima fază, poate către extinsia de 113, haideți să o adăugăm și pe aceasta.
Mai puțin importantă, dar totuși ne oferă un ghidaj mai apropiat de către de cotațiile curente decât alte niveluri, deci undeva spre 13.448 de puncte. Următorul nivel, 127.2, este mult mai important și ne dă un indiciu undeva către 13.633 de puncte. Piețele sunt într-un canal de trend bine definit și în fiecare săptămână am câștigat puțin câte puțin. Ce ar putea zgudui și crea o anumită corecție, dar iată, o corecție chiar și dacă ar fi undeva spre 13.000 de puncte, 13.050, 13.100, nu ar însemna anihilarea mișcării ascendente. Doar o închidere săptămânală roșie ar fi un motiv bun de alertă. Până atunci, doar o renunțare la unul din principiile care guvernează piețele acum, deci fie o sugestie că Grecia va fi abandonată, fie un pas înapoi ferm făcut de către Banca Centrală Europeană în privința acelei linii de a face totul pentru a salva moneda unică, fie o reticență a Germaniei pe care piețele într-adevăr să o creadă, numai acestea ar putea schimba direcția curentă. În opinia noastră, riscurile se adună și se amplifică, dar nu excludem ipoteza ca maximul de la 13.282 să fie depășit și atunci să avem o mișcare către zona superioară a canalului de trend. Iată, asta înseamnă chiar spre 13.450. De aici sau de la 13.630, o corecție mai importantă este ușor de anticipat. Iar pentru o adevărată reversare de trend, probabil că e nevoie de ceva mai mult. Să ne gândim la faptul că la finalul acestei luni, pe 31 august, vom avea detalii de la conferința de la Jackson Hole, unde se speră că Ben Bernanke va putea presemnaliza noi injecții de lichiditate. Ceea ce nu exclude, evident, săptămâna aceasta vineri este 24, deci abia vineri la viitoare vom avea acest eveniment, nu înseamnă că până atunci trebuie să cunoaștem o creștere fără riscuri. Probabil că suntem la una, două zile distanță de o corecție mai importantă, dar nu neapărat de reversarea trendului. Cel puțin nu avem indicii pentru moment. În concluzie, se pun bazele unei euforii speculative, care însă poate să fie susținută și depinde foarte mult și de volumul răspunsului băncilor centrale. Dacă acesta va fi la scara estimată, piețele și-ar putea continua raliul multă vreme. Problema este că, din punctul nostru de vedere, cel puțin în Statele Unite, este destul de puțin probabil să avem o reacție atât de mare pe cât și-ar dori eu piețele. Un volum de peste 600 de miliarde de dolari pare greu de văzut în momentul de față. Mai ales că republicanii care au șanse de data aceasta să preia controlul Casei Albe sunt mult mai puțin favorabili politicii de tip quantitative easing decât au fost democrații. Bun. În cazul în care cunoaștem o respingere din această zonă, probabil că mișcarea inițială ar fi undeva către 13.050 de puncte și apoi baza canalului de trend undeva sub 13.000 către 12.900 de puncte. Dacă depășim și ajungem către zona superioară a canalului de trend, probabil o revenire undeva spre 13.250 ar fi probabilă într-un timp secundar. Bun. Petrolul a fost, deși pare liniștit pe un grafic daily, iată că când o să trecem pe un, sau dacă trecem pe un orizont de timp ceva mai scurt, vedem că volatilitatea a fost destul de interesantă și a creat multiple oportunități de tranzacționare, inclusiv pe seama sugestiilor de tip candlesticks, un shooting star aici, un fel de, se spune morning star, putem să-l aproximăm și printr-un hammer. E mai degrabă un morning star care iarăși a avut un mesaj pe care piețele l-au urmat și ulterior un dark cloud cover, aici un fel de piercing pattern și tot așa între două paliere importante. Ceea ce
ne sugera piața ieri, era o revenire către, și ieri și alaltă, de fapt, o revenire către baza inferioară a canalului de tren. Ne-am apropiat de acesta, nu l-am atins întru totul, poate ține și de o anumită ajustare a acestor linii, însă, în momentul de față, suntem pe o zonă de consolidare firească, fiindcă, pe de o parte, avem această euforie globală care susține prețul petrolului, plus temeri legate de oferta de petrol atât din Marea Nordului, unde în septembrie vom avea niște revizii la unele instalații care vor reduce, de fapt, cererea de petrol, la care se adaugă vechea temă a posibilului atac al Israelului asupra Iranului. Și pe de altă parte avem oferta care crește în Arabia Saudită și avem o economie globală care, dincolo de stimulul monetar, pare pregătită să alunece din nou în sens descendent. Și ajungem la un echilibru relativ, care însă, tehnic, pe măsură ce lucrurile merg în această direcție, ar putea să pună bazele unui nou impuls de apreciere către 116,60. Dacă ajungem aici, ar fi destul de important de văzut cum se comportă piața la acest nivel. Probabil că o minimă corecție ar fi justificată. Dacă în ședințele următoare testăm din nou zona de 113,60 și alunecăm sub ea, atunci ne putem gândi la un episod corectiv mai important care să meargă undeva spre 109,12 și poate chiar și ceva mai jos. Petrolul e mai degrabă într-o mișcare laterală. Credem că balanța înclină pe termen scurt către o depășire a zonei superioare. Urmărim atât datele ce țin de Europa, cât și miercuri stocurile, care de remarcat faptul că în ultimele 2 săptămâni au fost net mai scăzute decât s-a așteptat piața și au generat reacții pozitive importante. Nu e însă nicio regulă ca acest lucru să se întâmple din nou, însă oferă pe termen scurt, în anumite condiții, ținând seama de alte elemente tehnice și fundamentale, pot oferi o oportunitate de tranzacționare importantă în direcția surprizei respective. De asemenea, pentru petrol, ca și pentru alte active de risc, datele din China, ce vin în noaptea de miercuri spre joi, mai degrabă joi dimineața, la ora 5:30, indicele HSBC al sectorului manufacturier poate fi foarte important. Nu avem o prognoză pentru acesta, una oficială. Probabil că valoarea va fi ușor mai scăzută decât 49,3, asta este opinia noastră, dar rămâne de văzut, raportat de 5:30 va fi un driver pentru piețe în ședința de joi. Prețul aurului este de data aceasta mai constructiv. Avem o tendință de apreciere susținută, spuneam, și de acțiunea Chinei, dar și de un pariu tot mai mare care se face pe băncile centrale, care ar putea să ne ducă la un moment dat la depășirea lui 1629, peste 1629, nivelul următor e 1639, apoi 1651, zona superioară a canalului de trend descendent. Aurul ar putea avea, după o lungă perioadă de stabilizare, în opinia noastră, presiuni negative importante. Cam acesta este presiuni pozitive, îmi cer scuze, presiuni ascendente importante. Dacă nu reușim să trecem de 1.629, revenim probabil într-o mișcare laterală, pare greu de alunecat multă vreme sub 1.595 sau sub 1.584. Probabil în momentul în care se va intra pe o corecție masivă în piețele de capital, vom avea și acea scădere importantă a prețului aurului pe care o putem anticipa. Bun. În piețele valutare, haideți să ne uităm puțin la AUD/USD, tot un grafic săptămânal în primă fază. Indiciul negativ de acum 2 săptămâni a fost bine urmat săptămâna trecută, dar iată, nu s-a abandonat ipoteza ascendentă, atât pe seama veștilor bune ce țin de Europa, cât și unei economii americane ce nu arată nici pe departe de rău ca alte economii dezvoltate. Banca Centrală a decis
ocazia ultimei ședințe să păstreze dobânda. Detaliile de la acea întâlnire au fost publicate noaptea trecută și RBA se arată destul de optimistă, ceea ce înseamnă încredere în creșterea pieței interne și de asemenea posibilitatea ca economia să evite atât turbulențele din Europa cât și cele din China, despre care se vorbește chiar în comunicatul băncii centrale. Ceea ce înseamnă că pentru o vreme banca centrală este mulțumită cu dobânzile pe care le are, nu există riscuri majore să taie dobânzile și acesta e un factor de sprijin pentru dolarul australian. Observați însă că dacă săptămâna s-ar închide aici, ar fi un motiv constructiv pentru perioada următoare. Dar suntem totuși pe prima corecție mai importantă și credem că nu e garantat faptul că vom depăși aceste maxime foarte curând. E posibil ca înainte să ajungem dincolo de 1.0640 să alunecăm din nou către 1.0308. Deci suntem o mișcare pozitivă care, de ce nu, ar putea să continue câteva ședințe. Dar rămâne de văzut dacă avem și potențialul să depășim acest 1.0611, maximul local recent. Deocamdată, cumpărătorii s-au reorganizat rapid și au putut recupera terenul pierdut în finalul săptămânii trecute, dar dolarul australian, chiar dacă pe termen scurt, ar putea să meargă undeva către 1.0560, 1.0570, cunoaște riscuri de realunecare, în opinia noastră. Porumbul se îndreaptă către noi maxime record. Am avut un moment de trepidare. Datele fundamentale sunt în continuare favorabile, iar structura tehnică este de asemenea constructivă. Mai rămâne o singură barieră, maximul de la 830. Dacă și acesta este depășit, piețele ar putea să se îndrepte la un moment dat către 868. Pe o structură zilnică, însă avem și diverse piedici situate ceva mai aproape decât acest 868 și din punctul nostru de vedere va fi relativ dificil de trecut din prima peste 845 și peste 852. Aceste valori pot să fie repere la care cumpărătorii să cunoască o minimă de stabilizare, poate o anumită corecție de ordinul 40-50 de cenți pe bușel și ulterior abia să avem din nou presiuni ascendente. Prețul petrolului este de la asemenea înălțimi, prețul porumbului este de la asemenea înălțimi foarte vulnerabil la schimbări în prognozele meteo. Până acum, condițiile de secetă par a fi estimate, sunt estimate a fi menținute până spre finalul anului, dar, evident, prețurile curente integrează deja o bună parte din aceste așteptări. Prețul leului în raport cu moneda unică europeană. Astăzi, decizie a Curții Constituționale. Vedem că tendința de stabilizare a fost susținută până în zona liniei de trend ascendent. Asta definește două repere tehnice foarte importante. Trebuie însă să ținem seama de faptul că scăderea recentă a euro a fost puternic încurajată de către Banca Centrală, care a retras lichidități din piață, crescând dobânzile și deci sporind apetitul pentru leu. Asta face ca, probabil lipsite de ajutorul BNR, cursul să fi fost undeva mai sus decât e acum, poate chiar spre 4,60. E bine de ținut minte acest lucru, nu înseamnă că BNR își va retrage sprijinul imediat după decizia CC sau foarte curând, dar în orice caz probabil că nu va menține pe termen lung, cel mult termen mediu. În funcție de decizia CC de astăzi, posibil ca fie ipoteza unei amânări a deciziei, fie ipoteza în care referendumul este validat,
să creeze presiuni negative pe cursul de schimb și să cunoaștem o apreciere din nou către, de exemplu, către 4,54-70 sau către 4,58-40, în cazul cel mai agresiv. Mai probabil la acest nivel de 4,54-70 ar putea fi atins. O decizie de invalidare a referendumului, iarăși nu suntem neapărat de părere că ar duce la o întărire masivă a cursului de schimb, ar putea duce la fluctuații în această zonă și pentru perioada imediat următoare, probabil că după ce va trece o parte din agitația și de emoția internă, va conta din nou ce se întâmplă în Grecia și ce se întâmplă în Europa. Dacă rezultatul va fi favorabil, vom putea aluneca sub acest 4,47 și să ne îndreptăm multe ori către 4,43. Dar, deocamdată, și tehnic, și pe baza unor elemente fundamentale, este posibil ca mai degrabă cursul să cunoască o evoluție volatilă în jurul lui 4,50, mai mult sau mai puțin, cu 200-300 de lei vechi. Decizia Curții Constituționale poate fi atractivă pentru speculatori, dar pentru cei care vor fi foarte, foarte atenți cu un flux de știri sau cu un site de genul Mediafax în față pentru a reacționa foarte rapid. Bun. Aș mai vrea să ne uităm pe o pereche valutară, anume pe euro versus yenul japonez. O pereche valutară care arată dintr-un anumit punct de vedere destul de interesant. În primul rând, euro jupui este din 2008 într-un trend major descendent. Nu există îndoială în această privință. Criza din 2008 a fost favorabilă yenului japonez și nefavorabilă Europei. De atunci, yenul ca monedă de refugiu a fost bine privită în raport cu euro. Acum, suntem pe o tendință de alunecare ce ne-a împins destul de departe. Din primăvara acestui an, de pe la 111, am ajuns până spre 94, ceea ce ar putea pregăti, în cazul în care reușim o depășire a acestei corecții, ne-ar putea pregăti pentru o reacție constructivă mai semnificativă. Deci o mișcare dincolo de 100,17, deci practic dincolo de palierul psihologic important de 100, ar putea să ne ducă la o retestare a liniei de trend descendent undeva în zona zona 103 sau poate chiar ceva mai sus. Chiar și dacă acest lucru nu se petrece, iarăși este important ce se este important dacă piețe cunosc o reacție din zona 100, presupunând că ajungem până acolo. În această regiune ar fi posibil să avem o respingere destul de agresivă, dacă cumva soluția oferită de Banca Centrală Europeană nu va fi convingătoare. Din punctul nostru de vedere, Eurojupy este într-o mișcare constructivă, care ar putea să meargă în prima fază către nivelul de 99-30. Dacă depășim acest 99-30, următorul nivel este către 117, 100,17. Și abia dincolo de acesta, repere pe termen scurt, 101,26 și apoi un reper pe termen lung. Ceea ce am discutat nu se referă doar la săptămâna aceasta, ci la săptămânile următoare. Dincolo de 101,25 putem să ne gândim către 100, că există loc de a merge către 102, 103 sau poate chiar ușor mai sus.
Deci, un ochi pe cotația euro și pui din când în când poate să ne fie de ajutor. Bun. În perspectivele curente am integrat mai ales detalii de politică monetară. Cele privind direcția economiei reale sunt de asemenea importante, dar trebuie să ne focalizăm pe ceea ce captează atenția piețelor. Nu aș vrea să închei însă înainte de a arunca o privire pe acțiunile Facebook, acțiuni care au fost o sursă de mare îngrijorare pentru cei care le dețineau și care au fost victimele vânzătorilor multă vreme. Ei bine, în opinia noastră există posibilitatea ca, deși datele financiare negative persistă încă în memoria investitorilor, am avut o pierdere pe ultimul trimestru de raportare, care a dus la acest gap negativ, apoi eliberarea unor restricții asupra unor acțiuni disponibile. O parte din aceste acțiuni au fost și vândute deja de către cei care le dețineau. Toate acestea sunt deja în bună parte cuprinse în prețuri și nu excludem o mișcare constructivă către 21-14 și ulterior către această linie de trend 22-20-22. Haideți să vedem, în funcție de zilele săptămânii, să spunem undeva 23-30-22-50. O mișcare de genul acesta nu poate fi exclusă din punctul nostru de vedere și ar fi foarte interesant, mai ales dacă am avea un breakout peste această tendință. Lunile următoare vom avea din nou, mai ales în noiembrie, o eliberare importantă de acțiuni, ceea ce poate să apese prețul acestei companii, care este pe o serie de criterii de analiză fundamentală scumpă sau foarte scumpă, dar tehnic putem înregistra și mici corecții sau din când în când chiar corecții mai importante ale tendinței descendente care să ofere oportunități interesante. Din punctul nostru de vedere, dacă astăzi nu alunecăm sub 19,38, direcția constructivă ne poate împinge spre 21, 20, 21, 30 și ulterior în zona 22,50-23. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, să aveți o săptămână reușită și să ne auzim cu bine. La revedere!